Bună dimineața, oameni buni, și bine v-am găsit pe canalul meu. După cum ați văzut și în descriere, astăzi vreau să mă apuc de boxele porumbeilor. Am mai vorbit eu în vlogurile anterioare cu porumbeii că vreau să mă fac câteva modificări și anume să le fac alte boxe noi. Așa că astăzi am ceva timp liber și m-am decis să mă apuc. Mai mult ca sigur, nu o să termin astăzi, dar nu este nicio problemă. Acum merg să cumpăr câteva materiale pentru că nu am toate materialele necesare. Ne reauzim când ajung cu materialele. După cum vedeți, am eliberat-o de aici. Am scos porumbeii aici afară pentru a nu mă încurca, să-mi fie mult mai ușor să lucrez. După cum vedeți, am modificat un pic primul rând, adică unde urma prima boxă, primul rând de boxe, îl ridicasem prea sus și nu mă încadram până sus cu numărul pe care vreau eu să-l fac și am decis să modificam cu 30-35 cm mai jos. Se vede, era undeva mai jos. Cam așa arată fețele de boxe pe care le-am comandat. Au costat cam 13 lei bucata, din câte mi-aduc aminte. Le-am luat acum ceva timp, nu le-am luat recent. Cam așa arată primul rând de boxe. Încă nu le-am prins, urmează să le prind în șuruburi. Sunt puse provizoriu. Ia uitați. Eu zic că a ieșit destul de ok.
Cam așa arată primul rând de boxe, le-am prins. Acum urmează să pun adăpătorile pentru mâncare și apă în fiecare și apoi o să vin cu partea de sus. Și apoi urmează următorul rând și așa mai departe. Acum urmează să facem gaură la recipiente. Ia uitați, am prins adăpătorile. Și aici. Și aici. Acum urmează să pun blănile deasupra, pe partea de sus. Și am terminat primul rând. Și după ce o să termin primul rând, mă opresc. O să mai continui și în altă zi, pentru că deja s-a făcut seara. Începe să se întunece. Și mai am și ceva treabă de rezolvat. Am terminat rândul de joc de boxe, 3 boxe. Mai urmează încă 3 rânduri în sus. Cam așa arată. Mai am aici ceva de terminat, să pun o blăniță. Trebuie să o tai cu lățimea de 5 cm, dar asta o să fac data viitoare. Cam așa arată. Mă opresc aici deoarece afară a început să se întunece. Și după cum v-am spus, mai am ceva treabă de rezolvat. Așa că închei acest clip aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe cei care nu sunteți abonați și ne auzim pe data viitoare cu continuarea boxelor. Vă salut!